seara, bun găsit la știrile Gorj TV, iată principalele subiecte ale ediției. Laurențiu Ciobotărică nu mai este managerul complexului energetic Oltenia. Judecătorii de la Curtea de Apel Craiova au decis ca el să nu mai ocupe această funcție. Ce nume se vehiculează pentru a prelua frâiele producătorului de energie, vă spun imediat. La 12 ani de la moartea unui copilaș de 1 an și 8 luni, anchetatorii au redeschis dosarul de omor. Mama copilului în vârstă de 4 ani, răpit de tatăl pakistanez și dus în Bulgaria luna trecută, este din nou în atenția autorităților, dar de această dată drept complice la crimă. Detalii în câteva momente. Motivul pentru care patronul formației CSU Craiova, Mihai Rotaru, nu l-a convins însă pe Edi Iordănescu să semneze un contract cu formația din Bănie este legat de clauza de reziliere dorită de antrenor pentru a fi sigur de liniște. Câți bani vrea Iordănescu în caz de reziliere, aflați la Sport. Magistrații Curții de Apel Craiova i-au lăsat pe Laurențiu Ciobotărică și pe Dorin Jianu fără funcții. Judecătorii au dispus ca directorii CEO să nu mai ocupe aceste funcții până nu se va clarifica situația în dosarul în care aceștia sunt acuzați de abuz în serviciu, respectiv complicitate la abuz în serviciu. Aceiași judecătorii au decis ieri ca și directorul diviziei miniere Daniel Antonie să fie cercetat sub control judiciar pentru următoarele 2 luni. Managerul general al complexului energetic Oltenia, Laurențiu Ciobotărică, și șefa juriștilor au rămas fără funcțiile de conducere după decizia judecătorilor de la Curtea de Apel Craiova. Dispune ca inculpatul Ciobotărică Ion Laurențiu, pe durata măsurii controlului judiciar, să nu exercite activitatea în exercitarea căreia este acuzat că ar fi săvârșit infracțiunea, și anume director general al complexului energetic Oltenia S.A. Târgu Jiu. În baza articolului 215 aliniatul 2 litera E, CPP dispune ca inculpata Jianu Dorina, pe durata măsurii controlului judiciar, să nu exercite activitatea în exercitarea căreia este acuzată că ar fi săvârșit infracțiunea, și anume director Direcția Legislație și Guvernanță Corporativă, în cadrul complexului energetic Oltenia S.A. Târgu Jiu, au decis magistrații dolceni. De asemenea, Daniel Antonie, directorul diviziei miniere, care scăpase inițial de vreo măsură preventivă, a fost plasat sub control judiciar până la sfârșitul lunii iulie. Împotriva lui, tribunalul Dolj nu luase anterior nicio măsură. În același timp, i s-a adus la cunoștință și faptul că trebuie să respecte anumite restricții. Să se prezinte la organele de urmărire penală, la judecătorul de drepturi de libertăți, judecătorul de cameră preliminară sau la instanță ori de câte ori este chemat. Să informeze de îndată organul judiciar care a dispus măsura sau în fața căruia se află cauza cu privire la schimbarea locuinței. Să se prezinte la poliția municipiului Târgu Jiu, județul Gorj, conform programului de supraveghere întocmit de organul de poliție sau ori de câte ori este chemat. Să nu depășească limita teritorială a României decât cu încuviințarea prealabilă a organului judiciar, să nu comunice cu inculpații Jianu Dorina, Ciobotărică Ion Laurențiu și martorii Radu Cristian Eugen, Medințu Aurel, Petroniu Ion, Slăvulete Ioana Delia, Boca Vasile, Olaru Sorin, aspecte ce țin de prezenta cauză sau cu membrii familiei acestora, direct sau indirect. Cei trei directori au intrat în acest scandal după ce au semnat o hotărâre de directorat prin care fostul director Aurel Medințu primea 128.000 de lei pentru a demisiona, deși aceste plăți nu erau prevăzute în contractul său de mandat. Liderii de sindicat își doresc pe cineva din interior în fruntea complexului energetic Oltenia. Mâine, Consiliul de Supraveghere va decide cine va ocupa interimar funcția de președinte al directoratului, după ce judecătorii au interzis lui Laurențiu Ciobotărică să mai rămână manager general. Surse din cadrul companiei anunță mai multe nume posibile. În cărți ar fi Adrian Teodorescu sau Sorin Boza. Constantin Bălășoiu, o altă variantă, a fost contactat deja, dar ar fi refuzat această propunere. Bălășoiu este un apropiat al fostului lider de sindicat, Marin Condescu. Bălășoiu a fost director al complexului energetic Craiova și urma să devină șeful Electra dacă acest proiect lua naștere, iar sediul companiei ar fi fost mutat la Craiova. Alte surse însă îl dau ca sigur pe Ionel Ilie. Până în acest moment însă, Consiliul de Supraveghere nu a făcut niciun anunț oficial. Sindicaliștii au comentat astăzi situația directorilor cercetați de procurori anticorupție pentru abuz în serviciu și complicitate la această infracțiune. Prin vicepreședintele Federației Univers, Adrian Marciuc, a declarat că o persoană din interiorul companiei ar fi cea mai potrivită pentru a prelua interimatul. Nu vreau să mă pronunț, e o situație foarte delicată pentru complexul energetic Oltenia. Noi solicităm cât mai urgent să avem un nou directorat sau completarea directoratului.
un interimar, dacă am, din câte am înțeles de la domnii directori, ni s-a spus că mâine va avea loc un CSU, având pe ordinea de zi problema aceasta. Vă gândiți la cineva care ar fi potrivit sau? Nu mă gândesc la nimeni, nici nu vreau să mă pronunț, dar vreau să spun că bine ar fi pentru această societate să fie cineva din interior. Avem destui specialiști și noi în compania noastră. Și liderii din cadrul Federației Naționale Mine Energie vor pe cineva care să cunoască sistemul. E clar, nu mai pot, există o tărere judecătorească. În opinia mea, cred eu că Consiliul de Supraveghere, Ministerul, astăzi, cred eu cel târziu mâine, va stabili un alt manager care va prelua atribuțiile de președinte al directoratului. Mă rog, se vehiculează mai multe nume. Noi ne-am bucurat să fie un om profesionist, un bun manager, un om care să știe ce înseamnă dialogul social, ceva invers față de ce a fost Șurel. Fără care să nu facă abuzuri, Laurențiu Ciobotărică a preluat frăiele companiei de la sfârșitul anului trecut, după ce Laurențiu Giurel a rămas fără mandat din ordinul Consiliului de Supraveghere. Scandalul în care sunt implicați trei directori de la CEO Oltenia afectează grav imaginea companiei. Acum dau din colț în colț că nu au bani de salarii, atenționează Ion Călinoiu. Președintele Consiliului Județean atrage atenția că sunt probleme grave care trebuie rezolvate și așteaptă intervenția premierului Dacian Cioloș, căruia i-a trimis o scrisoare deschisă ce a rămas fără răspuns. Președintele Consiliului Județean a comentat scandalul izbucnit în cazul cercetării celor trei directori de la Complexul Energetic Oltenia. Ion Călinoiu susține că în această perioadă compania se confruntă cu probleme mari. Nu se deblochează de niciun fel activitatea, să știe foarte clar că prioritatea numărul unu este aceea de a contracta și vinde energia. Că eficientizarea activității Complexului Energetic Oltenia se realizează printr-un program de măsuri concrete. Că vine acum seceta și o să fie nevoie să funcționeze așa cum a funcționat anul trecut cu grupurile care sunt autorizate, care au autorizație de mediu și care nu au autorizație de mediu. Ori mai merge aceste grupuri dacă nu se vând, ori mai avea bani să le susțină, că dacă nu se vinde, nu se încasează. Iar dacă nu au fost încasări, există probleme până și cu cele 15.000 de salarii, afirmă Călinoiu. Mă gândesc că dau din colț în colț să strângă bani de salarii, să plătească colaboratorii, astea sunt problemele. Și atunci, dacă e blocaj, băncile nu mai dau credit, ce se poate întâmpla? Ion Călinoiu a transmis o scrisoare deschisă premierului Dacian Cioloș în care i-a explicat riscurile la care este supusă compania energetică. Până acum, scrisoarea a rămas fără răspuns. Am văzut o intenție prin eschivă de răspuns a domnului ministru Grigorescu, așa-l cheamă, nu? Dar aștept, potrivit legii, 30 de zile. Ca să primim un răspuns, dacă nu vom primi acest răspuns, vom proceda în deplină conformitate cu prevederile legale. Directorii Laurențiu Ciobotărică, Dorina Gianu și Daniel Antoni au ajuns în atenția procurorilor anticorupție după ce Aurel Medințu, fostul director al Diviziei Energetice, a demisionat în schimbul sumei de peste 120.000 de lei, iar acești bani ar fi fost acordați ilegal. La 12 ani de la moartea unui copilaș de 1 an și 8 luni, anchetatorii au redeschis dosarul de omor. Mama copilului în vârstă de 4 ani, răpit de tatăl pakistanez și dus în Bulgaria luna trecută, este din nou în atenția autorităților, dar de această dată drept complice la crimă. Femeia le-ar fi ascuns autorităților că unul dintre foștii ei iubiți ar fi ucis în bătaie acum 12 ani un fiu de numai 1 an și 8 luni. Dezvăluirile care au dus la redeschiderea acestei cauze au fost făcute de una dintre surori care a trăit ani de zile cu acest coșmar. În vara anului 2004, Alexandru, un copilaș în vârstă de 1 an și 8 luni, bătut curunt, a fost dus în stare de comă la spitalul de urgență din Craiova, unde a decedat câteva ore mai târziu. Atunci medicii au stabilit că nu au văzut niciodată un copil așa bătut. Anterior, în cursul urmăririi penale, prin raportul medico-legal din 29 martie 2005 al Institutului Național de Medicină Legală Mina Minoviș București, s-a confirmat aspectul de copil neglijat.
prezentând handicap psihomotor ce făcea imposibil ortostatismul. Au confirmat leziuni traumatice de vârste diferite, repetate, active, cu 27 zile înaintea decesului. Sindromul Silverman a fost confirmat, precum și moartea violentă, traumatismul craniocerebral produs prin lovitură cu corp dur sau de corp plan dur. Atunci a existat o anchetă, însă procurorul, nimeni altul decât Ion Diaconescu, cel care l-a băgat în pușcărie nevinovat pe Marcel Tundrea, a stabilit că micuțul a fost omorât de un frate al lui în vârstă de 3 ani. Chiar dacă ancheta a ridicat multe semne de întrebare, lucrurile au rămas așa, mai ales că mama a fost complicea concubinului. Atunci nu i-am spus niciodată. Îi spunea cel mare, mi-a spunea din când în când că era violent, dar ea nu ne-a ascultat niciodată. Dar nici n-am avut timp, că nu a stat cu noi prea mult. Și tu ești convinsă că acel frățior mai mic a fost omorât de acest om? Da, și la autopsie a ieșit că a fost omorât din cauza bătăilor. Procurorii au discutat cu voi atunci? Nu. Ce vârstă aveai atunci? 6 ani. Și Andrei? 3. 3 ani. 3 ani, da. Și ce au zis? Că voi, de fapt, ați făcut? De fapt, doamna ea, mama, a declarat că Andrei l-a bătut. Și de aceea nu s-a... Adică frățiorul tău de 3 ani? De 3 ani l-a bătut pe cel de 2 ani și l-a omorât. Ea a fost cea care s-a și denunțat acum anchetatorilor, povestindu-le cum a murit frățiorul ei. Au apărut împrejurări noi, deci necunoscute la data soluției de neîncepere a urmăririi penale, respectiv o înregistrare de imagini reprezentând pe sora victimei, în timp ce îi relatează unui reporter Antena 1 care are cunoștință despre împrejurările în care s-a produs decesul și despre persoana căreia i s-ar putea imputa fapta de omor, respectiv Pancea Constantin. Același material filmat prezintă și imagini ale mamei victimei, respectiv ale asistentului maternal ce are în îngrijire fratele și sora victimei. Acuzați sunt concubinul mamei la vremea respectivă și chiar mama. Mama, ce să facă? Ce a făcut și până acum? Are 6 copii prin toate cășile. Ea a fost operată la cap, ea a fost asta internată cu capul peste tot, așa că nu mai dau niciun interviu sus. Vreau să nu stăteați pe acolo ca să știți ce se întâmplă. Păi ce să știu, ea a mai avut unul de la lot la Corobăi, Rușeț Constantin, Rușeț Florin, nu știu cum îl cheamă copilul ăla. Îl bătea, îl deznopea pe al mare, numai cu pomnii în spate. Ea îl bătea pe al mare, dar pe mici nu știu că ea era cu ei acasă. De cealaltă parte, mama vine cu varianta că cel care i-a omorât copilul este acum fostul ei concubin. Păi eu n-am știut că dacă l-a bătut în lipsa mea, de unde să știu eu? El l-a bătut. Păi el l-a bătut, dar nu l-am bătut eu sau și n-am știut că eu nu-i dădeam nicio palmă. Dar copiii ceilalți frate... De el nu mi-a spus, a zis că i-a fost frică de el, de Pancea. A zis dacă spui lui mămică ta, vă omor și pe voi. Acuzațiile extrem de grave au venit chiar în momentul în care mama vrea să-și ia copilul făcut cu un pakistanez acasă. Autoritățile au decis ca acest copil să fie dat în grijă unui asistent maternal, întrucât mama nu a avut grijă de niciunul din cei 6 copii pe care i-a născut. Accident de circulație cu victime s-a înregistrat aseară la intrarea în comuna Lelești. 3 persoane au avut nevoie de îngrijiri medicale după ce mașinile în care se aflau s-au ciocnit violent. Printre răniți a fost și Raluca Ciufrilă, fiica unui cunoscut pilot de raliu, aflată la volanul uneia dintre autoturismele implicate în evenimentul rutier. Victimele au fost preluate de 3 ambulanțe și transportate la spital. La fața locului, polițiștii de la serviciul rutier au efectuat primele cercetări. Martorii au dat vina pe drumul aflat în lucru și nesemnalizat corespunzător. Cu puțin timp înainte de miezul nopții, la intrarea în comuna Lelești, a avut loc un eveniment rutier soldat cu 3 victime. Imediat la fața locului au sosit 3 ambulanțe care au preluat răniții pe care i-au transportat la spital, dar și echipa ale poliției rutiere care au pornit cercetările. Martorii sosiți la scurt timp după producerea evenimentului dau vina pe porțiunea de drum aflată în lucru, dar nesemnalizate corespunzător de reprezentanții de la drumuri naționale. Știința ta, nu e drumul, nu, lucru. Este un drum pe care, atenție, pe care se face cârpeală. Tu da? Știi ce înseamnă cârpeală? Când da. Îți scoși tu reparații, hai, da? Se fac reparații periodice. Și nu era normal să fie semn cu galben. Eu stau de vorbă cu... Nu! Pentru că drumul cu denivelări este semnalizat de 6 luni. Da? Da. De asta toamnă, tocmai din aceste motive, s-a luat această măsură ca momentul în care timpul a permis să se efectueze. Și groapa asta, cum eu demonstra și mie? Nu este groapa asta, tocmai din cauza asta, drumul, pe acest drum se vor face reparațiile, nu drum în lucru. N-am văzut, eram, eu am o stână aici lângă, am venit în 2 minute, am auzit o bubuitură,
Când am venit, da, se vede clar și din constatările poliției și drumul denivelat și drumul lucru fără semnalizări. Erau două victime, mai rău și una mai puțin rău. Martor la eveniment a fost și șeful secției de drumuri naționale Târgu Jiu, Ion Tudor, care de altfel a și chemat ajutoare. Mă deplasam pe DN-ul, pe DN67D, în momentul în care am sesizat în față este un eveniment rutier. Erau câteva mașini în fața mea, am oprit imediat, într-adevăr două autoturisme, ați văzut poziția lor, care au intrat într-o, nu știu, coleziune aproape frontală sau frontală. Sigur, victime, salvarea a venit foarte repede, chiar dacă au fost multe comentarii, dar când stai și aștepți, ți se pare că timpul trece foarte greu. Eu am anunțat echipa de la drumuri, am mai verificat încă o dată semnalizarea. Vreau să fac precizarea că este un drum pe care se efectuează lucrări periodice de întreținere, nu un drum în lucru. Și semnalizarea pe drum este acolo de unde încep denivelările, cu drum cu denivelări și chiar semnul cu alte pericole. Tatăl șoferiței, în vârstă de 18 ani, a fost imediat la fața locului, însă nu știa cum s-a produs accidentul. La spital, cele trei victime au fost stabilizate și se află în afara oricărui pericol. A fost solicitat prin serviciul 112 pentru un accident rutier cu trei victime. Am ajuns la fața locului, trei pacienți conștienți, cooperanți, echilibrați, circulator, cu mici plăgi și cu politraumă. S-a acordat primul ajutor, s-au dus în unitate de prime urgențe, sunt în curs de investigare. Din primele cercetări efectuate de polițiști la fața locului a scos la iveală vinovăția șoferiței în vârstă de 18 ani. Din primele cercetări efectuate de polițiști la fața locului a ieșit faptul că o tânără de 18 ani, în timp ce conducea un autoturism pe drumul național 67D, localitatea Lelești, a pătruns pe contrasens și a intrat în coliziune frontală cu un autoturism condus de o femeie de 51 de ani. În urma impactului, cele două conducătoare auto și un pasager din cel de-al doilea autoturism au suferit leziuni fiind transportate la spital pentru acordarea de îngrijiri medicale. În cauză s-a întocmit dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de vătămare corporală din culpă. Pe numele Raluca Ciofrila a fost deschis dosar penal pentru vătămare corporală din culpă. Scandal cât casa la evacuare, 10 jandarmi au intervenit pentru a plana un conflict izbucnit în cartierul Romanești. Un executor judecătoresc a fost la fața locului pentru a pune în aplicare o decizie a instanței. Misiunea nu a fost ușoară. Lupta pentru casă s-a transformat imediat într-un circ. Două familii din Târgu Jiu se luptă pentru o casă de ani de zile. Instanța de judecată a emis acum o hotărâre definitivă, iar familia care locuia în casă a fost evacuată. Cu scandal însă, jandarmii au fost chemați la fața locului pentru a plana conflictul. Tu fugi de icoană, diavole! Demonule! Doamne, să jure cu mâna pe icoană că este corect! Familia Grecu acuză că evacuarea s-a făcut ilegal. Iar acest individ trebuie să cumpere un alt imobil în partea cealaltă. Cu ani în urmă s-a făcut o promisiune bilaterală de vânzare-cumpărare, s-a dat un avans de bani, așa, cu un termen de 5 ani. N-am mai vrut să mai cumpere după un an de zile, au batjocorit și au furat bunuri din acel imobil, cum au vrut cu tot neamul. La rândul său, Gheorghe Țughin, cel care a câștigat procesul, spune că a fost păcălit. A plătit banii pentru casa unei persoane care nu avea acte de proprietate. Am hotărât judecătoare definitivă, toate în regulă, nu se pune problema. M-au mințit, a făcut o promisiune bilaterală de vânzare-cumpărare și m-au mințit că e casa lor și n-a fost casa lor. Le-ați dat bani? Păi i-am dat bani, i-am dat 800 de milioane. Să pună mâna pe iconița asta, că noi suntem ortodoși și majoritatea de aici. Să pună mâna pe iconiță și să spună, da, eu am fost corect. Dar nu pune că ăștia sunt drace și au cornițe. Executorul a acordat termen de 30 de zile pentru eliberarea imobilului din cartierul Romanești. Copiii au luat astăzi cu asalt prefectura și Consiliul Județean. De ziua lor, cei mici au avut parte de mai multe surprize din partea autorităților. Miticii au vizitat câteva săli ale instituției prefectului, au învățat măsuri de prim ajutor și au admirat tehnicile de salvare. Amănunte după o scurtă pauză de publicitate. Rămâneți cu noi! Ne-am întors la știri. Gorjeanul anului 2016 este Florin Mergea. Consilierii județeni au acordat această distincție mamei tenismenului. Florin Mergea s-a remarcat în ultimii ani după ce a obținut rezultate notabile. În acest an, de exemplu, a câștigat la proba de dublu turneul de tenis de la București. El a mai câștigat 6 turnee și ocupă cea 13-a poziție în lume la proba de dublu. Ne mândrim cu el, iar mai mult ca sigur,
El este cu adevărat un ambasador al Gorjului și pentru acesta, încă o dată, repet, de fiecare dată de ambasaditatea, că ne mulțumim cu el. În ce mă privește, dragi colegi, am făcut această nominalizare, conștient fiind că ne însușim cu toții și am constatat acest lucru, că s-a întâmplat în Comisie de Specialitate și vă propun, îndeplinind condițiile de legalitate, oportunitate, acordarea titlului Gorjanu anului lui Florin Mergea. Tenismenul nu a putut fi prezent la Târgu Jiu. Distincția a fost în mâna mamei sale. A fost o onoare și, mă rog, pot să spun și o surpriză plăcută pentru noi că a fost ales. Știu că sunt multe valori din care pot să alegi și în județul nostru are oameni de elită și oameni de seamă în diverse domenii. Și, sigur, onoarea este cu atât mai mare cu cât când ai de unde alege, ești tu selectat. Florin Mergea a trimis însă un mesaj pe pagina sa de Facebook, unde le-a mulțumit autorităților pentru premiu. Bună ziua tuturor! Din păcate, dar și din fericire, nu putem fi alături de dumneavoastră, deoarece urmează să jucăm sfertul de final aici la Roland Garros, dar am vrea să vă mulțumim atât eu cât și soția mea, Diana, pe această cale. Datorită ei am ajuns aici și toate premiile și trofeele sunt ale amândurora în egală măsură. Este o onoare pentru noi să primim acest premiu și sper ca și următorii ani să fie cel puțin la fel de bun ca și anul precedent. Vă mulțumim! Florin Mergea are vârsta de 31 de ani și este fiul medicilor gorjeni Florin și Victoria Mergea, de la Spitalul Județean Târgu Jiu. Florin Mergea a cucerit până acum 5 titluri ATP. Are o perioadă plină de turnee, schimbă suprafața de la zgură la iarbă, cu turnee pregătitoare pentru cel major de Grand Slam care este Wimbledonul. De acolo, în alte turnee, continuând concomitent și pregătirea pentru Jocurile Olimpice. Anul trecut, gimnasta Andreea Munteanu a primit titlul de gorjeanul anului. Lucrările puse în vânzare de către Uniunea Artiștilor Plastici din Târgu Jiu își găsesc în fiecare zi cumpărători. În prima zi s-au vândut 3 lucrări, iar ieri s-au mai vândut alte 5. Printre cumpărătorii s-a regăsit și managerul Spitalului Județean de Urgență din Târgu Jiu, Tiberiu Tătaru. Până acum s-au strâns 8.000 de lei din vânzarea operelor. Toți banii vor merge în conturile special deschise pentru cumințenia pământului. În prima zi a expoziției au fost cumpărate 3 opere. Primarul Florin Cărciumaru și cei 2 viceprimari au cumpărat câte o lucrare pentru a încuraja vânzările. În a doua zi au mai fost vândute alte 5 lucrări expuse de artiștii UA pe Târgu Jiu. Printre cumpărători s-a aflat și managerul Spitalului Județean de Urgență, Tiberiu Tătaru. Lucrarea își va găsi un loc pe biroul său. Fiecare dintre noi ar trebui să se simtă mândru. Constantin Brâncuș este de-al nostru. Constantin Brâncuș a realizat opere inestimabile și fiecare dintre noi trebuie să facem, să depunem toate eforturile pentru a încerca să mediatizăm, să cultivăm și să aducem acasă toată cultura pe care Constantin Brâncuș a lăsat-o în lume. Acesta este pentru mine un lucru extrem de important pe care vreau să încerc să-l popularizez, să-l induc tuturor celor cu care intru în contact. După primele 2 zile s-au strâns 8.000 de lei din vânzarea lucrărilor. S-au vândut în total 8 lucrări, 3 ieri și 5 astăzi, în sumă totală de 8.000 de lei. Deci undeva s-a trecut cam de jumătate din valoarea estimată. Deci avem speranța ca până la finalul perioadei, până pe 8, să le vindem pe toate și să îndeplinim targetul pe care le-am propus, adică să ajutăm la achiziționarea lucrării cu mințenie pământului de Brâncuș. Ministerul Culturii a deschis conturile pentru subscripția națională pentru achiziția lucrării lui Brâncuș cu 11 milioane de euro, încă din 8 aprilie. Însă banii care s-au strâns până acum nu încurajează pe reprezentanții ministerului. Aproximativ 130.000 de euro au ajuns în conturile destinate cu mințeniei pământului. Autoritățile locale din Târgu Jiu au demarat lucrările pentru construirea de noi blocuri ANL. Astfel vor fi construite 4 blocuri noi de locuințe în cartierul Narciselor din municipiu. Lucrările sunt realizate atât din fonduri europene cât și din bugetul local și trebuie finalizate până în primăvara anului viitor. Valoarea investiției este de aproximativ 9 milioane de lei. Thank you.
Peste 80 de familii din Târgu Jiu vor avea de anul viitor o locuință. Asta pentru că municipalitatea a demarat lucrările pentru construirea 4 blocuri noi de tip ANL. Blocurile vor fi construite în zona Narciselor din Târgu Jiu. Lucrările au început luna trecută și au termen de finalizare primăvara anului viitor. De asemenea, după finalizarea lucrărilor, alte 4 unități locative vor fi construite în zonă. Etapa construirii de locuințe pentru tineri în zona Narciselor, în cadrul programului derulat prin Agenția Națională de Locuințe, este vorba de construirea a 4 noi blocuri cu un total de 80 de unități locative, extinzându-se în acest fel zona destinată construirii de locuințe pentru tineri în perimetrul respectiv. Anterior, în acest perimetru au fost realizate și puse în funcțiune 8 blocuri cu un total de 160 de unități locative, iar pe lângă cele 4 blocuri care se execută în această perioadă, au fost elaborate documentațiile și parcurse toate etapele pentru construirea în următoarea etapă a încă 4 noi blocuri, astfel încât în final, în perimetrul respectiv, vor fi asigurate un total de 320 de unități locative. De altfel, întreaga infrastructură din zona Narciselor va fi reabilitată. Banii provin atât din fonduri europene, cât și de la bugetul local. Zona este integral reabilitată de către primărie, realizându-se prin fonduri europene, cât și de la bugetul local. Întreaga infrastructură, atât rețelele tehnico-edilitare, apă, canalizare, gaze, electricitate, cât și rețeaua stradală complet echipată. De asemenea, aș menționa în perspectivă, tot în acest cartier, în vecinătatea amplasamentului respectiv, a fost preluată de către municipalitate de la unitatea militară o suprafață de 40 de hectare, unde în prezent se lucrează la planul urbanistic zonal, care prevede realizarea 50 de blocuri cu un total de 1000 de unități locative și alte obiective social-culturale, baze sportive, astfel încât zona să fie complet armonizată din punct de vedere funcțional. Luna viitoare vor fi gata și lucrările la blocurile din zona Ciocârlău. Acestea vor fi date în folosință la sfârșitul lunii iulie. Elevii de la Colegiul Economic Virgil Magiaru din Târgu Jiu vor beneficia de o sală de sport. Autoritățile locale au demarat lucrările finanțate prin Compania Națională de Investiții. De asemenea, acolo va fi realizat și un bazin de înot unde se vor putea antrena elevii tuturor liceelor din municipiu. Autoritățile locale din Târgu Jiu au obținut finanțarea pentru a construi o sală de sport de dimensiuni olimpice la Colegiul Economic Virgil Magiaru. Lucrările au început deja și trebuie finalizate până la primăvară. Sala de sport va fi una modernă și va avea o suprafață de peste 1000 de metri pătrați. Valoarea investiției este de peste 5 milioane de lei. Au început lucrările pentru realizarea unei săli de sport la Colegiul Comercial Virgil Magiaru. Este vorba de o investiție realizată ca urmare a demersurilor primăriei și realizată cu finanțare prin programul derulat de către Compania Națională de Investiții cu finanțare de la bugetul de stat. Este vorba de o investiție modernă, o sală de sport modernă cu o suprafață de 1500 de metri pătrați, cu toată infrastructura, suprastructura, suprafața de joc și toate funcțiunile corespunzătoare atât pentru desfășurarea orelor de sport de către elevi, dar și pentru având și posibilitatea găzduirii unor competiții la nivel național. De asemenea, Colegiul Economic va beneficia și de un bazin de înot unde se vor putea antrena elevii tuturor liceelor din Târgu Jiu. Tot la Colegiul Comercial Virgil Magiaru, pe lângă realizarea acestei săli de sport, a fost aprobat în cadrul programului derulat de către Compania Națională de Investiții și realizarea unui bazin de înot. Este vorba de un nou amplasament în vecinătatea celui pe care se realizează sala de sport, un amplasament de un hectar preluat de către primărie de la unitatea militară, urmând ca, așa cum am spus, pe acest nou amplasament să fie realizat bazinul de not, destinat atât pentru practicarea orelor de not, atât de către elevii Colegiului Comercial Virgil Magiaru, cât și de către elevii tuturor unităților de învățământ din municipiu. Tot în cadrul programului realizat prin Compania Națională de Investiții, va fi construită o sală de gimnastică la Școala Generală Gheorghe Tătărăscu din Târgu Jiu și va fi modernizată sala de sport de la Grupul Școlar Materiale de Construcții. Copiii au luat cu asalt prefectura și Consiliul Județean astăzi de ziua lor. Cei mici au avut parte de mai multe surprize din partea autorităților. Micii au vizitat câteva săli ale instituției prefectului, au învățat măsuri de prim ajutor și au admirat tehnicile de salvare. De departe, atracția zilei a fost câinele salvamontiștilor. Reco a fost instruit să salveze victime aflate și la câțiva metri sub zăpadă.
Astăzi toți copiii au primit liber de la școală. De ziua internațională a copilului, toți piticii au avut parte de activități speciale. Încă de la primele ore, zeci de copii au invadat prefectura Gorj. În sala maură a aparatului administrativ, copiii au fost întâmpinați cu dulciuri. Bună dimineața, suntem foarte mulți! Da? Astăzi e ziua voastră! Suntem bucuroși cu toții că suntem azi împreună aici. Școala 4 a redus astăzi programul orelor pentru a vă aloca fost două mai mult timp pentru a sărbători această zi. Așa că la școală vă veți bucura și de muzică, și de dans, și de activități specifice vouă. Până acolo, astăzi aici, veți putea vedea activități diverse ținând de educarea voastră, de dorința de a vedea cum noi, adulții, vă purtăm grijă vouă și încercăm să vă protejăm. Micuții și-au făcut planuri pentru toată ziua. E ziua internațională a copilului și sunt cu clasa. Ți-a plăcut aici la prefectură, la toți județeni? Da. Ce ai în plan astăzi? Păi să mă duc cu colectivul meu jos să privesc la muntiști. Ce faci tu aici? Noi am venit aici ca să... deoarece aici au loc niște activități foarte frumoase de ziua copilului și sperăm să ne distrăm alături de ceilalți. Ți-a plăcut aici, la prefectură? Da, foarte mult. Tot în cadrul acestor activități, reprezentanții protecției copilului Gorj le-au transmis celor mici câteva sfaturi de care trebuie să țină cont când nu sunt cu părinții. Piticii de la grupa pregătitoare au luat parte la câteva măsuri de prim ajutor și au învățat cât de importantă este sănătatea. Cea mai mare curiozitate a copiilor a fost când vine zâna măsăruță. O să vină zâna măsăruță și poate face și o pediță. Da. Da? O să mergi la un dentist. Ai dentistul tău. Te duce mami la stomatolog? Da. Dar nu ți-e frică de el, nu? Frică, nu. Distracția s-a mutat apoi afară. Câinele salvamontiștilor, Reco, a fost vedeta zilei. Câinele a fost instruit în Italia să identifice victimele avalanșelor și poate depista victime care se află chiar și sub câțiva metri de zăpadă. Alții au format coadă la tiroliană și speră să ajungă și ei să salveze vieți într-o zi. Nici activitățile sportive nu au lipsit din piața prefecturii. Iubitorii de basket au acaparat centrul orașului. În fericire pentru noi, basketul încă este un sport foarte iubit la Târgu Jiu și prin această acțiune vrem să marcăm oarecum ziua internațională a copilului. Am reușit cu sprijinul primăriei Târgu Jiu, clubul sportiv școlar și cu ajutorul celor de la Decathlon să organizăm o competiție de streetball pentru jucători născuți în anii 2002 și mai mici. Vizăm pe participarea un număr de 50 de elevi, unde cel mai important va fi ca ei să se simtă bine și să practice basketul din plăcere. Activitățile au continuat toată ziua. Copiii au avut posibilitatea să se picteze pe față, să cânte la diverse instrumente muzicale sau să se fotografieze lângă echipamentele din dotarea polițiștilor și a jandarmilor. Copiii care au trecut astăzi pragul Muzeului Județean s-au jucat de arheologii. Asta pentru că într-una din sălile muzeului a fost organizată o expoziție cu piese descoperite în siturile arheologice. Iar pentru cei care vor să pătrundă în tainele arheologiei a fost amenajat un atelier în care micuții au putut căuta prin nisip după eventuale vestigii. Ce înseamnă descoperirea vestigiilor de pe teritoriul județului nostru, începând cu epoca paleolitică până la epoca medievală. Aceasta este o expoziție făcută în urma cercetărilor arheologice care au fost depistate pe drumul ocolitor al centurii Târgu Jiului. Muzeul Județean Gorj a devenit astăzi atracția mai multor grupuri de elevi de la diferite școli din județ care au vizitat atelierul arheologic încropit special pentru ziua de 1 iunie. Elevii au fost curioși să afle informații despre descoperirile făcute de arheologi, dar și despre activitatea pe care aceștia o desfășoară. Am învățat despre arheologie. Și te interesează?
Da, este frumos. Eu am învățat astăzi că aici este multă istorie despre Târgu Jiu. Este un loc foarte frumos și demn de vizitat. Atelierul arheologic a fost organizat special pentru această zi de 1 iunie. Ei au venit clase care le prezentăm aici un șantier arheologic, unde cu șpacluri, cu măturica, lucrează la cioburi, la complexe arheologice și se învață de mici cu această muncă deosebit de interesantă a descoperirii vestigiilor arheologice pe teritoriul Gorjului, cât și pe al întregii țări. După aceea, copiii vizitează expoziția noastră care o avem aici, referitor la drumul ocolitor, siturile care au fost descoperite, iar în final vizitează Muzeul Județean Gorj din epoca preistoriei până în epoca modernă și contemporană. Muzeul a avut intrare liberă până spre seară pentru a da astfel ocazia tuturor copiilor să poată profita de această ocazie specială. Motivul pentru care patronul formației CS Universitatea Craiova, Mihai Rotaru, nu l-a convins încă pe Edi Iordănescu să semneze un contract cu formația din Bănie este legat de clauza de reziliere dorită de antrenor pentru a fi sigur de liniște. 200.000 de euro cere Iordănescu Junior în cazul unei rezilieri unilaterale, lucru cu care patronul formației din Bănie nu este de acord. Pentru că lucrurile la Târgu Jiu se mișcă greu și nu e garantată o siguranță financiară a echipei în sezonul următor, antrenorul care i-a adus pe Gorjeni pe podium nu va continua la Pandurii, după o jumătate de sezon în care fotbaliștii au jucat fără a fi plătiți. Mai mult, cei mai buni jucători, printre care se numără Săpunaru, Hora, Răduț sau Nicoară, au șanse minime să rămână. Edi Iordănescu a discutat cu două dintre cluburile care l-au contactat, CS Universitatea Craiova și FC Voluntari. Cele mai avansate tratative sunt cu Albalbaștri și are șanse mari să rămână în Oltenia. Voluntariul, cealaltă grupare interesată, încă e angrenată în lupta pentru evitarea retrogradării. E clasată pe locul al șaselea în play-off și va juca un baraj pentru rămânerea în Liga 1. Un mare minus în oferta Craiovei, reprezentat de probabilă absența clubului din cupele europene, dar principala problemă este cea legată de clauza de reziliere. Iordănescu insistă ca fiecare parte să se angajeze să plătească 200.000 de euro în cazul unei rezilieri unilaterale, acord pe care patronul formației din Bănie ezită să-l accepte. Selecționerul României, Anghel Iordănescu, a renunțat la 2 panduri pentru meciurile naționalei. Inițial, Iordănescu a chemat 3 jucători de la Târgu Jiu. Ioan Hora și Adrian Ropotan nu au mai intrat însă în atenția selecționerului și nu vor mai juca sub tricolor. În schimb, Cristi Săpunaru va continua această aventură. Anghel Iordănescu a ales lotul final pentru Euro, iar momentul n-a fost simplu pentru cei 5 jucători lăsați acasă. La ora 19.30, antrenorul i-a strâns pe cei 27 de oameni aflați la Mogoșoaia, mai puțin Hora, plecat acasă la Oradea, și a citit cu glas apăsat lista jucătorilor cu care va ataca turneul din Franța. În sala de conferințe de la cantonament nu și-au auzit numele Toșca, Ivan, Ropotan, Hora și Maxim. Le mulțumesc tuturor jucătorilor care au participat la stagiul de pregătire din Italia, precum și cluburilor la care aceștia evoluează. Îmi pare nespus de rău că a trebuit să renunț la 5 jucători. Împreună cu conducerea Federației Române de Fotbal am decis ca acești 5 fotbaliști să fie invitații noștri în Franța pe durata campionatului european, a declarat selecționerul Anghel Iordănescu conform site-ului oficial al Federației. Decizia a fost comentată și de antrenorul Pandurilor. Îmi pare rău pentru Ropo și Horică. Sunt doi jucători pe care îi cunosc și cu care am lucrat bine la Pandurii. Nu pot să comentez neconvocarea lor pentru campionatul european. Aceasta a fost decizia stafului tehnic al Naționalei. Am stat de vorbă cu cei doi, i-am încurajat, a declarat Edi Iordănescu. România debutează la Euro 2016 vineri 10 iunie cu Franța. Meciul va începe la ora 22. Acestea au fost știrile. Rămâneți pe Gorj TV. La ora 19 începe emisiunea de promovare electorală, iar de la 21 urmăriți dezbaterea electorală din această seară. Noi ne revedem mâine de la ora 18. O seară frumoasă vă doresc!